Capitol 46. Sandhills 1. Ha, Nim, 2 2. Revelarea cărții este de la Allah cel puternic și, înțelept, al Aziz, Alachim. 3. Noi nu am creat cerurile și pământul și cele care se află între ele decât într-o adevăr și, pentru, un termen hotărât. Însă aceia care nu cred se întorc de la cele despre care au fost preveniți. 4. Spune, ce credeți voi despre acelea pe care le chemați, 3. În locul lui Allah. Arătați-mi, 4. Ce au creat ei pe pământ. Sau au ei vreo parte, alături de Allah, la ceruri? Aduceți-mi mie o carte de dinaintea acesteia, 5, sau vreo urmă de știință, dacă voi grăiți adevăr. 5. Și cine este mai rătăcit decât acela care invocă în locul lui Allah pe cineva care nu-i va răspunde lui până în ziua învierii, căci ei nu bagă în seamă chemarea acestora. 6 iar când oamenii vor fi adunați, pentru judecată, ei, șase, le vor fi dușmani și vor tăgădui adorația lor, șapte. 7. Și când li se recită lor versetele noastre cele limpezi, zic aceea care nu cred despre adevăr, când vine la ei, aceasta este vrăjitorie limpede. 8 sau zic ei, el l-a plăsmuit. Spune, dacă l-am plăsmuit, atunci voi nu aveți nicio putere pentru mine împotriva pedepsei lui Allah. 8. Însă el știe prea bine ceea ce vorbiți voi împotriva lui. 9. El este de ajuns ca martor între mine și între voi. Și el este iertător, îndurător, al gafur, arirahim. 9. Spune, eu nu sunt nou între trimiși și nu știu ce se va face cu mine și nici cu voi. 10. Eu nu urmez decât ceea ce îmi este revelat și nu sunt decât un prevenitor limpede. 10. Spune, ce ziceți voi, dacă, se adeverește că el, 11, este de la Allah, 12, și voi îl tăgăduiți, în vreme ce un martor dintre fiii lui Israel, 13, face mărturie că este dopotrivă cu ea, cu Tora. Și el crede, 14, în vreme ce voi vă arătați îngânfați, 15. Allah nu călăuzește neamul de nelegiuiți. 11. Și cei care nu cred spun către cei care cred, de ar fi fost el bun, nu ne ar fi luat-o ei înainte cu aceasta, 16. Și cum nu se vor lăsa că călăuziți de el, 17, vor zice ei, aceasta este o minciună veche. 12. Însă mai înainte de el, 18, a fost cartea lui Moise, ca îndreptar și ca îndurare, iar aceasta este o carte care întărește, în limba arabă, pentru a-i preveni pe aceia care au fost nedrepți, 19, și ca bună vestire pentru făcători de bine. 13. Aceia care spun, Domnul nostru este Allah, și urmează calea cea dreaptă nu au aseteme, se teme, 20, și nici nu vor fi ei mâhniți. 14. Aceia vor fi oaspeții raiului, veșnic sălășuitori în el, ca răsplată pentru ceea ce au săvârșit. 15. Noi i-am poruncit omului să le arate bunătate părinților săi. Mama sa l-a purtat cu dureri și l-a născut cu dureri. Purtarea lui și, până la, înțărcarea lui sunt 30 de luni iar când ajunge în plină putere și împlinește 40 de ani, zice el, Doamne, ajută-mă pe mine ca să-ți aduc mulțumire pentru binefacerea ta, cu care te-ai îndurat de mine și de părinții mei, și să împlinesc o faptă bună care să-ți placă. Și fă ca urmașii mei să fie oameni buni, evlavioși. Eu mă întorc la tine, căindu-mă. Și eu sunt dintre cei supuși, 21. 16. Aceștia sunt aceia de la care primim faptele lor, cele bune pe care le-au împlinit și peste ale căror fapte rele noi trecem, 22. Ei vor fi, dintre oaspeții Raiului, o făgăduință adevărată ce le-a fost făcută lor, 23. 17. Dar, este și, acela care zice către părinții săi, uf și voi. Îmi făgăduiți că voi fi scos, din mormânt la viață, după ce au trecut, atâtea, neamuri înainte de mine. Iar ei, 24, cer ajutor de la Allah, zicând, vai ție. Fii cu credință. Făgăduința lui Alaf este adevărată. 25. Dar el răspunde, acestea nu sunt decât povești ale celor de demult. 18. Aceștia sunt aceia cărora li s-a cuvenit cuvântul, prescris, 26, dintre neamurile de gini și de oameni care au trecut mai înainte de ei că ei vor fi pierduți. 19, și pentru fiecare, 27, sunt trepte, după cele pe care le-au săvârșit, pentru ca, Allah, să-i răsplătească pe ei după faptele lor, și ei nu vor fi nedreptățiți. 20. Și în ziua când aceia care nu au crezut vor fi dați focului, li se va zice lor, voi ați risipit lucrurile voastre bune în viața cea pământească și v-ați bucurat pe deplin de ele. Astăzi voi veți fi răsplătiți cu chinul umilinței, pentru că v-ați semețit pe pământ, fără drept, 28, și pentru că ați fost nelegiuiți. 21. Aduți aminte de fratele lui, Ad, 29, când a prevenit el pe neamul său din Al-Ahkaf, și-au trecut prevenitori și mai înainte de el și după el, zicând, adorați-l voi numai pe Allah. Eu mă tem pentru voi, treizeci, de chinul unei zile mari. 22 Au zis ei, ai venit la noi ca să ne depărtezi de la zei noștri. A adun nouă cele cu care ne ameninți. 31. Dacă ești tu dintre aceia care grăiesc adevăr. 23. Le-a zis, dar știința se află numai la Allah, 32. Eu vă vestesc cele cu care am fost trimis, însă văd că voi sunteți un neam de oameni neștiutori, 33. 24. Și când au văzut un nor, venind către văile lor, au zis ei, acesta este un nor care ne va da ploaie. Ba nu, el este ceea ce ați cerut voi să vină mai degrabă, 34, un vânt în care se află o sândă dureroasă. 25. Care nimicește totul. La porunca domnului său. Și în dimineața următoare, nu s-au mai văzut decât sălașurile lor. Astfel am răsplătit noi neamul de nelegiuiți. 26. Și i-am întărit noi pe ei cu ceea ce nu v-am întărit pe voi. 35. Și i-am dăruit pe ei cu urechi, cu ochi și cu inimii dar nu le au fost lor de niciun folos nici urechile lor, nici ochii lor, nici inimile lor. Fiindcă ei au tăgăduit semnele lui Allah și i-a împresurat pe ei cea pe care au luat-o în râs, 36. 27. Noi am nimicit cetățile din jurul vostru, 37, și am tâlcuit semnele în fel și chip, în dacă ei se vor întoarce, 38. 28. De ce nu i-au ajutat pe ei aceia pe care i-au luat ei, în locul lui Allah, ca zei ca să-i apropie, 39. Însă ei i-au părăsit și aceasta a fost doar o minciună a lor și ceea ce ei au plăsuit. 40. 29, și, aduți ți aminte, când am abătut noi către tine, 41, o ceată de ginica ca să asculte Coranul, 42, și când s-au adunat ei, au zis, ascultați cu luar aminte. Iar când s-a terminat, 43, s-au întors la neamul lor ca îndemnătorii și prevenitorii. 30. Și auzis ei, o, neam al nostru. Noi am auzit o carte, care a fost trimisă după muise, întărind ceea ce a fost înainte de ea, ea călăuzește către adevăr și către o cale dreaptă. 44. 31. O, neam al nostru. Răspundeți celui care cheamă la Allah. 45 și credeți în El, căci El vă va ierta din păcatele voastre și vă va apăra pe voi de o osândă dureroasă. 32. Acela care nu va răspunde celui care cheamă la Allah nu va scăpa de puterea lui Allah pe pământ și nu va avea o ocrotitori în locul lui. 46. Aceia se află în rătăcire învederată. 33. Oare nu văd ei ca Allah care a creat cerurile și pământul și nu a fost neputincios la facerea lor este în stare să-i aducă la viață pe morți? Ba da, el este cu putere peste toate. 34. Și în ziua când vor fi aduși la foc aceia care nu au crezut, li se va zice lor, oare nu este acesta adevărul? Vor zice ei, ba da, pe domnul nostru. Va zice, gustați chinul pentru ceea ce ați tăgăduit. 35. Deci rabdă, așa cum au răbdat cei statornici dintre trimiși, 47, și nu cere să vină de grabă asupra lor, 48. Și în ziua când vor vedea ce li se promite, 49. Atunci li se va părea că nu au rămas, pe pământ, decât un ceas dintr-o zi. Iată o vestire, 50, și oare cine să fie nimiciți, afară de neamul de nelegiuiți.